Domnul Carp, ne-am plimbat prin America, prin Europa. Aș vrea să revenim în România. Revin în fiecare an și stau 3 luni de zile și sunt foarte fericit. Noi, Eugenie, suntem onorați că veniți la noi în EUN și aș vrea să ne spuneți ce vă leagă și de cât timp vizitați zona frumoasă noastră a EUN-ului, ca să ne... Soția mea, care a fost critic de artă și s-a ocupat, cunoaște regiunea asta încă de mult, de pe vremea când trăia în România. Până s-a refugiat și ea în străinătate, Gabriela, și este soția mea. Mă rog, și, dar eu am cunoscut această parte de-abia prin anii, deci, nu știu, 93, când băiatul meu, Mihai, era la ambasada americană și fusese detașat să conducă biroul politic al ambasadei de la Cluj. Și cu această ocazie a început să cunoască și partea asta a țării. Și el ne-a adus pe amândoi cu mașina, descoperise, să zic așa, Maramureșul, se îndrăgostise, descoperise familia lui Ștefan și a lui Măricuța Dăncuș și ne-a dus și pe noi. Și de atunci venim foarte, foarte des. Dacă se poate, la 2 ani, la 1 an, la 3 ani, cel mult suntem aici. Și eu, deși sunt moldovan și țin că sunt moldovan, ieșan, familie, mi-am făcut din Maramureș un fel de a doua patrie sufletească, românească, pentru că am găsit aici și lucruri care nu le-am avut dincolo, și aici am găsit și munții frumoși, aici am găsit țara frumoasă, aici am găsit obiceiurile frumoase și aici am găsit oameni și bărbați și femei frumoase, români adevărați, așa cum am învățat în istorie. Și ne întoarcem cu mare drag, 2 zile, 3 zile, 1 săptămână, cât putem, suntem aici. Și vizităm și în jur alte comune și, mă rog, ne simțim foarte bine. Și, în plus, aici este la Sighet, memorialul de la Sighet, închisoarea închinată tuturor ororilor comise de comuniști, nu numai la Sighet, ci și în alte închisori românești. Am contribuit și financiar, dar mai ales cu sufletul și cu munca, la această, alături de Ana Blandiana și de Romulus Rusan și de alți români cu inimă mare. Și avem 2 motive ca să ne găsim cât mai des în această frumoasă parte românească. Da, e frumos și la Sighet, dar și noi la EUD avem un mic Sighet, o mică casă în care ne-am prezentat istoria luptătorilor noștri anticomuniști. Au fost foarte mulți aici în zona EUD-ului pe care am vizitat-o împreună. Am vizitat-o ieri chiar, adică în momentul în care înregistrăm, dar ca să-i dăm autenticitate, am vizitat chiar ieri. Am rămas impresionat de povestea familiei, de povestea altora înrudiți sau prieteni care au fost hărțuiți, unii și au fost chiar executați sau așa torturați de către regimul comunist, și a inițiativei de a face din acea casă modestă, de a face un muzeu care să atragă cât mai mulți români, dar să atragă și străini care vin și rămân impresionați de bisericuțele românești din EUD, de casele din EUD și așa, dar să vadă și lucruri din astea, să știe că noi am avut o istorie zbuciumată și nu așa cum deseori se crede în Occident, am fost cei mai supuși regimului comunist. Știți dumneavoastră că ultima luptă în munți împotriva regimului comunist a fost în România, în Bucovina, în Făgăraș, aici, în ultima, mai mult decât în celelalte țări, care sigur că având poate o presă mai bună sau eu știu de ce motiv, se vorbește întotdeauna. Noi am avut luptători ăștia care erau ofițeri, erau oameni politici, erau români, au fost ultimii care au mai avut încă pușca în mână. Da, avem prezentați la muzeu toate grupurile din munții noștri ai Maramureșului și sperăm că împreună cu muzeul din Sighet să promovăm mai mult și acest
mic muzeu al luptei anticomuniste din zona Maramureșului istoric. Mai ales că îl puteți asocia foarte bine la motivul celălalt al turismului, vorbesc străin, frumusețea locului, obiceiurile port, și atunci să nu se scape momentul să se arate că și pe planul politic sau cum vreți al rezistenței s-a făcut ceva cu sânge. Da, deci noi mai avem aici și un muzeu etnografic care l-ați vizitat, total privat, al unei familii Pleș, care lângă biserica din deal, unde ne prezentăm toată partea de etnografie, folclor, tradiții. Da, l-am vizitat într-un... E privat, al unei familii. Exact, e colosal. Și mi-a părut bine să văd acum, din întâmplare, cu vreo 10 zile, la televiziunea română, un reportaj de o oră întreagă despre acest muzeu. Deci, e un muzeu unde se promovează tradițiile, folclorul, dar sunt și este război, care toate sunt funcționale. Toate sunt funcționale și familia respectivă poate să arate la turiști cum funcționează și ce se face cu ea. Și să arate chiar și la oameni tineri români care... Care trebuie să ducă mai departe, să nu se uite. Da, se arată. Da. Și la noi încă se mai lucrează. Foarte frumos. Și am observat de câțiva ani că tot mai mult tineretul își face costume adevărate, nu costume stilizate. Da, da. Ce aș vrea să vă mai întreb, ce părere aveți dumneavoastră despre viața politică din România? Cum o vedeți? Sau ce? Viața politică din România, cred că o cunoașteți mai bine ca mine, este o viață haotică politic, este lipsită în foarte mare parte de oameni, și nu trebuie să fie politicieni neapărat, dar de oameni de bun simț, să oameni, oameni. Patriotici, să fie oameni și să încerce din ceea ce cred ei, partea bună, că se poate face pentru această țară. Este păcat să fie lăsată în ruină, în momentul de față tot mai mult se găsește în ruină, vorbesc ruina sufletească chiar, sau ruina politică, ruină, mă rog, din pop. Numai e țara care ar trebui să fie și care a fost cândva, bă, păcatele ei, dar a fost cândva. Cred că din nenorocire, partidele politice sunt departe de ceea ce ar trebui să fie într-o democrație adevărată. Lipsește foarte mult simțul patriotic, care e necesar. Lipsesc cunoștințele de viață. Lipsesc, iarăși un lucru important, lipsesc relațiile cu străinătatea. Și mă refer nu la delegații care se duc sau... Dar relațiile cu oameni de acolo, de la om la om, ca să spun așa, e o bază foarte importantă și noi am avut-o. Om la om, adică români cu intelectuali francezi, oameni de știință români, în Germania erau mulți pe vremuri care nu rămâneau acolo, se întorceau, studiau, dar și făceau relații care foloseau. Pe urmă, eu cred că, fără să atac cu nimica forma de guvernământ republicană, care fără discuție că este o formă veche de tot și care în anumite țări, la anumite popoare, funcționează. Eu cred că la noi nu funcționează. Noi avem altfel de viață care l-am avut, vorba aia, de 1000 de ani sau cât sunt. Eu sunt personal, nu sunt un monarhist, eu sunt un român. Și eu cred ca român că forma de guvernământ a țării acestea nu poate să fie decât monarhia. Avem un rege care s-a afirmat mult în istoria noastră, puțină vreme cât a fost pe tron, dar a făcut pentru țară, are o fată pe principesa moștenitare, Margareta, care se ocupă foarte mult de viața culturală, de viața socială din țară și, în general, trebuie să ne grăbim puțin că majestatea sa are și el o vârstă care... să-i dea Dumnezeu încă multă viață. Dar eu cred că cu o revenire sinceră și cinstită la monarhie s-ar reface pentru țara noastră stabilitate, respect în străinătate, respect chiar și în țară, cred, și poate n-ar strica. Din contră, cred că ar fi foarte bine.
Era, asta era și întrebarea, ce credeți dumneavoastră ar fi posibil la noi să, să reinstaureze monarhia? Dar mi-ați dat răspunsul. Un lucru, nu știu dacă este adevărat, sunt țări spomenite de Franco, de sunt țări care au avut altă structură, altă... Deci erau țări... Sau Muntenegru. Am înțeles că Muntenegru s-a reîntors la monarhie. Probabil ar fi un început pentru probabil țările... Probabil ar fi, sigur că da, mai ales în această regiune care pe vremuri era condusă numai de monarhi. Toți erau grecii, Muntenegru, croații, sârbii, bulgarii și până... Deci toți. Da. Se poate să dea Dumnezeu să fie un pas bun înainte și poate că... Dar știți, cu cât e mai târziu, cu atât mai rău, asta, din păcate. Da, a spus și ar fi un lucru bun pentru că regele e în viață și ar fi un lucru... Ați văzut probabil la televiziune felul cum a fost primit acest rege la curtea Angliei. Este ceva extraordinar. O onoare. Și stând tot timpul la dreapta reginei, adică nu niciun alt mare conducător, vorbesc de, cu titlu, nu și-a găsit locul în recepțiile reginei și așa mai departe, dar totdeauna la dreapta ei era nepotul, care este regele Mihai, singurul supraviețuitor al războiului al doilea mondial și un om cinstit, un om... N-a avut timpul din cauza situațiilor care a fost rege, pe urmă a trebuit să abdice, a venit tatăl lui, pe urmă din nou a fost rege, pe urmă... Da? Dar cât a fost bun și în orice caz să nu avem pretenții mai mari, dar eu cred că oferă, în primul rând, oferă o continuitate, conducerii țării oferă o stabilitate, oferă un respect în străinătate și cred că tot mai multă lume ar trebui să se alăture acestei idei. Sperăm. Nu mai e timp. Sperăm să ne lumineze Dumnezeu mințele. Totdeauna. Și să auzim numai de bine. Să auzim numai de bine. V-aș ruga frumos să transmiteți un gând cititorului ziarului Curentul Internațional, Eudenilor. Suntem la Kindriș Gheorghe Vălenariu din Eud, aici și românilor. Păi românii și cei din Eud și cei de la Iași și cei de oriunde, suntem români toți și mă bucur să văd că există această totuși continuitate a acestui neam cu obiceiurile lui frumoase. Aici la Eud constat aproape în fiecare zi când vin ce frumos se păstrează, aceeași continuitate pe care o aud. Pe vremuri am trăit-o cât am fost și eu în America, vreo 25 de ani. Acum văd că e la fel să continue păstrarea obiceiului a firii noastre românești. Ce să vă spun? Să vă spun că ziarul dumneavoastră are 15 ani, este o perioadă lungă în presa din românească din străinătate. Păstrați acest lucru, păstrați ziarul, păstrați obiceiurile aici la Eud. Veți găsi în mine, chiar și la această înaintată vârstă, totdeauna un admirator și un propovăduitor a ceea ce aud frumos despre România și, în general, vorba aia, peste tot unde se gândește și se simte românește, să auzim numai de bine. Mă bucur că am încheiat cu să auzim numai de bine.